Nativii leu și cei care au ascendentul în leu. Săptămâna 10 iunie, 16 iunie va aduce un Marte în Taur, pe casa 10-a, pe casa carierei, pe casa prestanței. El a intrat aici pe teritoriul Taurului din 9 iunie, iar în data de 11 iunie va face un aspect tensionat de cuadratură cu planeta Pluton. Aspectul se va forma pe carieră. Veți avea senzația că sunteți nedreptățiți, că nu mai sunteți recunoscuți, că nu mai sunteți de succes, că cei care sunt aici în carieră sunt nedrepți cu dumneavoastră și vă înfurie, vă face să fiți agresivi, să luptați pentru ceea ce ați construit și acum parcă vi se ia pe nedrept. În zilele de 10 iunie și de 11 iunie se formează alte aspecte tensionate de cuadratură. Vor veni de la Marele Profesor de la Saturn și vor fi vizate planetele Mercur și Soarele, care se află în Gemeni. Și aceste blocaje se vor forma pe casa 11-a, pe casa grupului social, pe casa obiectivelor. Și vă veți simți blocat în modul de a comunica, în modul de a avea farmec și de a străluci în grupul dumneavoastră social. Veți fi dezamăgiți de oameni și relațiile pe care până acum le-ați creat s-ar putea să vă dezamăgească, să nu fie acum favorabile evoluției dumneavoastră. Este o săptămână tensionată pentru că dumneavoastră vreți să străluciți. Leul are mereu dorința de a fi în lumina reflectoarelor și poate că această săptămână va stinge lumina și nu va fi nicio problemă prin atitudinea pe care o aveți, prin modul în care veți fi rezistenți la tot ceea ce va veni. O să știți să stați și pe întuneric și veți munci acolo, veți căuta alte persoane, alte alianțe pentru a se aprinde din nou lumina și reflectorul să fie din nou pe dumneavoastră.